Ne aflăm în laboratorul de biologie moleculară și metagenomică din cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, iar alături de noi se află domnul prodecan. Este vorba despre conferențiar universitar dr. Andrei Lobiuc. Bună ziua și mă bucur să vă regăsim aici în campusul Universității. Bună ziua, vă mulțumim că ați revenit și așteptăm să vă spunem ce am mai făcut între timp. Sigur că da, aici s-a avut loc și secvențierea genomului virusului SARS-CoV-2. Ce activități ați mai desfășurat în ultimul timp? Sigur, după cum spuneam și altă dată, este unul din principalele laboratoare de cercetare ale facultății noastre. Este un laborator în care s-au investit sume considerabile, e vorba de echipamente în valoare de peste 1 milion de euro. Și ele sunt folosite în principal pentru, cum ați observat și din numele laboratorului, activități de biologie moleculară. Este adevărat că am desfășurat activități de secvențiere a genomului SARS-CoV-2. Nu a fost principal obiectiv al nostru atunci când am făcut aceste laboratoare, însă a răspuns perfect nevoilor la momentul respectiv. Activitățile noastre au avut un impact atât, să spunem, local, pentru că am reușit să determinăm ce mutații au fost în această regiune, dar de asemenea și la nivel național, pentru că am lucrat probe din mai multe județe din țară și din partea de centru și de vest a țării. Toate aceste rezultate după aceea au fost încărcate, trimise către autoritățile naționale și au ajutat, sperăm noi, la luarea unor decizii epidemiologice. Ne mândrim cu acest lucru și vreau să subliniez faptul că, deși este un laborator de cercetare, are și un rol didactic. Tehnologiile aflate aici sunt tehnologii moderne, sunt tehnologii de ultimă oră și studenții noștri considerăm că trebuie să le cunoască, să aibă acces la ele, astfel încât în cadrul câtorva discipline, cum este metagenomica și microbiota intestinală în boli cronice, nutrigenetică și nutrigenomică, biologie celulară și moleculară, noi instruim studenții pentru anumite perioade de timp în cadrul lucrărilor practice în aceste laboratoare. Cât de receptivi sunt studenții la partea aceasta de cercetare? Aș putea spune că este unul din principalele lucruri care îi atrag. Noi tot timpul avem o comunicare cu ei, așteptăm un feedback și îi întrebăm atât pe ei cât și pe viitorii noștri studenți, de exemplu pe elevi, ce își doresc. Și majoritatea răspund, printre primele lucruri pe care le spun, că își doresc să fie implicați în cercetare. Deci, cercetarea este, o considerăm esențială și încununarea, de fapt, a aplicabilității cunoștințelor pe care ei le au. Și, bineînțeles, le oferim și facilități, aceia care participă în astfel de proiecte pot să țintească la burse mai bune. Dacă ar fi să le transmitem un mesaj viitorilor studenți ai acestei facultăți, cei care doresc să se înscrie la această facultate, dar poate încă nu au curajul să o facă, ce mesaj ați avea pentru aceștia? Mesajul ar fi unul care, sau aș porni de la unul pe care o să-l regăsiți și inscripționat în campus, Știință pentru viitor. Noi asta vrem să facem. Combinăm, de fapt, o experiență didactică, una de cercetare și cu o viziune asupra viitorului. După cum vede oricine, viitorul este absolut imprevizibil în prezent. Ne uităm chiar și pe o perioadă de o lună, două înainte, nu știm ce ne va rezerva. Și atunci, dorința noastră este să oferim studenților acel set de cunoștințe și de abilități care să le permită să integreze în acest viitor. Îi așteptăm cu drag și îi asigurăm de cele mai bune competențe pe care pot să le dobândească de pe piață. Încă o întrebare aș avea pentru dumneavoastră. Ce ar trebui să facă studenții pentru a fi buni practicieni în momentul în care finalizează studiile? Gândiți-vă că noi avem programe la care, care sunt foarte aplicate. Deci atât asistența medicală generală, cât și balneofiziochinetoterapia, de ce nu și biologia și biochimia în final, sunt programe de studii care scot pe piață oameni ce vor intra în contact cu oameni, cu alți oameni, cu pacienți, cu laboratoare care sunt cât se poate de aplicate. Un student, ca să fie un student de succes, va trebui să înțeleagă acest lucru, că va trebui să îmbine teoria, și noi le asigurăm acest lucru, să îmbine teoria cu abilitățile practice. De altfel, în cadrul fiecărui program am gândit mai multe straturi în care noi îi pregătim în acest sens.
Vă dau un exemplu pentru studenții de la asistență medicală generală. Beneficiază în prezent de o pregătire odată teoretică, apoi o simulare care intră de acum în partea practică pe manechine și fel și fel de aparatură specifică unităților sanitare și unităților medicale și urmează apoi practica efectivă în spital. La aceste trei straturi vom mai adăuga în scurt timp și realitatea virtuală și de asemenea o serie de echipamente, le-ați văzut și în alte laboratoare, de anatomie virtuală, de realitate augmentată și așa mai departe. Deci studenții noștri vor ieși cu siguranță niște buni practicieni pentru că vor ști, deja de pe băncile facultății se vor întâlni cu acele situații ca și în viața reală. Așadar, facultatea le oferă posibilitatea studenților de a se dezvolta continuu și le pune la dispoziție toate facilitățile pentru a face acest lucru. Bineînțeles că vorbim despre laboratoare performante, pentru că ne aflăm într-unul dintre cele mai performante laboratoare. Vă mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră și vă dorim succes în tot ceea ce vă propuneți. Cu drag, mulțumim și vă mai așteptăm. Laboratorul în care ne aflăm acum este laboratorul de anatomie și este un laborator de anatomie și disecții virtuale. În momentul de față, fiecare facultate de medicină din întreaga lume are nevoie de laboratoare de anatomie atât cu cadavre, unde se realizează disecții de către studenți, dar datorită digitalizării și avantajului folosirii unor programe care să permită studenților să înțeleagă partea de anatomie a corpului uman mult mai bine, s-a apelat la o mulțime de programe care ajută studenții. Noi, în Facultatea de Medicină și Științe Biologice, pe lângă accesul la cadavre pe care îl avem în cadrul Spitalului Județean din Suceava, avem accesul și în intermediul acestui laborator să studiem anatomia corpului uman, disecând virtual, să spunem, folosind diverse softuri, diverse regiuni anatomice. Și așa cum vedeți în spatele nostru, sunt calculatoare care fiecare student îl poate folosi individual, iar pe aceste calculatoare cu touchscreen pot utiliza softuri prin care studentul să pătrundă coordonat de cadrul didactic, de profesorul de anatomie în științele corpului uman și anume în științele morfologice ale corpului uman. De asemenea, aceste programe ne permit să ajutăm studenții să înțeleagă și mecanisme atât anatomice cât și fiziologice în funcționarea corpului uman, cât și softurile pe care le are acest laborator de a utiliza cu aplicații clinice. De exemplu, cum pătrunde virusul în corpul uman, de exemplu SARS-CoV-2, cum apar anumite afecțiuni patologice, cum sunt tumorile, cum se dezvoltă în corpul uman, anumite procese infecțioase și așa mai departe. Deci nu numai cu aplicații în anul întâi la disciplina de anatomie, cât și cu aplicații în anii mari și în anii clinici la programele pe care le avem în facultate. Să vă rog să ne spuneți în ce laborator ne aflăm în momentul de față, laborator din cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice. Ne aflăm în laboratorul de fizioterapie și recuperare medicală. Aici se desfășoară lucrările practice, în primul rând, a disciplinei de electroterapie, dar și lucrări practice ale disciplinilor de recuperare în afecțiuni ortopedico-traumatice, recuperare în afecțiuni neurologice, reumatologice și așa mai departe. Aici studenții, în primul rând, pot testa aparatele pe care le avem disponibile și pot testa procedurile de fizioterapie pe pielea lor, în primul rând. De asemenea, învață cum să folosească aceste aparate și cum să aplice la rândul lor altor persoane procedurile de fizioterapie. Aici ne aflăm într-un laborator care deservește programul de tehnică dentară. Este un laborator din cele care le avem pregătit astfel încât pregătirea viitorului tehnician dentar să fie făcută la standardele internaționale în acest domeniu al medicinii dentare și implicit a tehnicii dentare. Sunt laboratoare de ultimă generație cu echipamente care deservesc pregătirea actului didactic astfel încât viitorul tehnician dentar să fie pregătit să se confrunte cu orice situație în crearea unui dispozitiv protetic de specializare. Studenții de la Facultatea de Medicină și Științe Biologice din Suceava au avantajul pentru că aceste laboratoare sunt noi, sunt echipamente de ultimă generație și pot să vă spun personal că întrec orice facultate de medicină cu tradiții din țară în momentul de față. Și atunci, clar, este un avantaj să aleagă acest program viitorii noștri studenți de la tehnică dentară și implicit cei care sunt acum.
Fiecare student, cum vedeți în cele două laboratoare pe care le-am vizitat acum, pot lucra individual, au tot ce le trebuie, astfel încât în orele de lucrări practice să poată fi pregătiți în realizarea de dispozitive protetice și să le poată ulterior aplica în cavitatea orală a viitorilor pacienți. Bună ziua, numele meu este Lupăescu Ancuța Veronica, sunt asistent universitar la Facultatea de Medicină și Științe Biologice și aici ne aflăm în cadrul laboratorului de biochimia și metabolismul macromoleculelor. Aici se desfășoară lucrările practice pentru disciplinele de biochimie și biologie celulară și moleculară. Laboratorul este dotat cu diverse echipamente puse la dispoziția studenților în vederea însușirii abilităților practice și aprofundării noțiunilor teoretice. Spre exemplu, în cadrul disciplinei de biochimie, studenții desfășoară determinări calitative și cantitative, precum dozarea spectrofotometrică a proteinelor sau glucidelor, determinarea activității enzimatice sau separarea electroforetică a proteinelor.